Dioclețian a poruncit în 303 torturarea celor care se declarau creștini. Printre ei, Sfântul Gheorghe a suportat loviri cu sulița, lespezi de piatră pe piept, bătaia cu vene de bou, groapa cu var sau băutura otrăvită, fără să-și renege credința. Martorii supliciului său, uimiți de rezistența sa, s-au convertit la creștinism. Ne-a învățat că lumea e o scenă, iar oamenii sunt doar actori, fără să ne dumirească asupra regiei, libretului sau chiar scenografiei. Sau a făcut-o lăsându-ne pe noi să o descoperim în întreaga sa operă. Puțin sunt cei care știu cât de mult ar trebui să știe ca să știe cât de puțin știu. Deși data morții este aceeași cu a lui Shakespeare, ceea ce ne aduce cu gândul la o zi nefastă, în realitate englezul i-a supraviețuit încă 10 zile spaniolului. Spania adoptase calendarul gregorian, pe când Anglia încă nu. Cel mai vârstnic dintre poeții, aparținând așa-numitei școli a lacurilor, englezul a fost decepționat de Revoluția franceză și de idealurile iluministe, motiv pentru care a elaborat un manifest al romantismului. Pictorul și revoluționarul pașoptist a fost arestat la Budapesta. A murit în închisoare, fie torturat, fără a-și fi trădat camarazii, fie, după altă versiune, punându-și singur capăt zilelor, pentru a nu fi nevoit să-și deconspire prietenii. Deranjat de romantici, a fost împreună cu Mascagni, inițiator al curentului verist în muzică. Era atras de dramaturgie, dar și de poezie, excelând în versificații. A reușit performanța de a scrie singur libretele operelor sale. De când ne-a explicat cum se feliază universul, neamțul a dat de lucru la generații de fizicieni. De fapt, mulți spun că Planck n-a înțeles cuantificarea energiei până când n-a lămurit-o Einstein. A fost ofițer combatant la Mărăști și Oituz. Șansa a făcut apoi ca literatura română să se îmbogățească cu romane precum Rusoaica, Brațul Andromedei sau Dona Alba. După studiile muzicale din Italia și Marea Britanie, compozitorul s-a dedicat și el activității didactice. Nu a abandonat însă activitatea concertistică, efectuând împreună cu trupa sa numeroase turnee și spectacole. Copilul minune al filmului american și-a terminat cariera pe la 11 ani, deși a continuat să apară în filme până pe la majorat. Spunea că a încetat să mai creadă în Moș Crăciun atunci când, într-un magazin, un moș echipat corespunzător i-a solicitat un autograf. Actorul din septembrie a jucat în primul an după absolvire pe scena Naționalului Ieșan. Apoi a fost atras de scena Teatrului Odeon din Capitală, unde a făcut parte din această trupă mai bine de 35 de ani. Aveam atul de a cunoaște colectivul Ieșan. Cineastul și activistul politic american a realizat 4 din primele 9 documentare cu cele mai mari încăsări din toate timpurile. Considerat cel mai bogat activist de stânga, el declara că nu capitalismul l-a îmbogățit. Început în 1949, procesul de colectivizare a stagnat între anii morții lui Stalin și cel al Revoluției Ungare, fiind reluat apoi cu și mai mare duritate. În ciuda opoziției țăranilor, în aprilie 1962 se raporta că 96% din terenul arabil și 93,5% din suprafața agricolă a României aparțineau formei socialiste de proprietate. La plenara specială a Comitetului Central al PRM, dedicată finalizării evenimentului, au fost invitați 11.000 de țărani, aluzie la numărul victimelor răscoalei de la 1907. Momentul său de glorie a fost în august 1991, atunci când, de pe turela unui tank din fața Casei Albe a Dumei de Stat, s-a opus restaurației comuniste. L-a salvat pe Gorbaciov pentru a-l trimite în uitare la sfârșitul acelui așan, când URSS înceta să mai existe. Artistul prahovean a absolvit Facultatea de Matematică din București în 1952. Un an mai târziu devenea membru al Uniunii Artiștilor Plastici. A realizat de-a lungul carierei peste 3.000 de lucrări, desene, gravuri, sculpturi. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.